și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt, care a venit, care a venit în urma prosăvirii Domnului Iisus. Iar cine vrea acum apa aceasta vie din belșug, să facă groapă lângă groapă. Ce înseamnă zic să facem groapă? Groapă. Păi, o zi de rugăciune, o zi de post mâine. Deschideți inima, deschideți și gura. Fă groapă. Pune groapa ta lângă groapa celuilalt. Și apoi, mâine seara la orele 8, la întâlnire aici, Domnul se umple gropile cu puterea Duhului Sfânt, se curge apă din belșug și Domnul poate să facă lucrul acesta. Nu mai să fie dorință. Vasele să vină. Vasele goale să vină, să se desfunde, să se destupe, să se deschidă. Ne deschidem prin rugăciune, ne deschidem prin cuvânt, ne deschidem prin Duhul Sfânt, ne deschidem gura și Domnul ne umple cu puterea Duhului Său cel Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Așteptăm dorințele noastre să fie aprinse pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Așteptăm tinerii, frații, surorile să fie plini de dorința aceasta ca să fim umpluți de Duhul Sfânt. Veniți la ape, veniți la izvorul care curge, veniți împreună. Mâine seară, marți seara, miercuri seara, fiecare seară suntem chemați la această părtășie binecuvântată. Cei ce n-au primit botezul cu Duhul Sfânt, sau umplea inițială, să zicem așa, veniți. Veniți cu dorință, deschideți-vă inimile, deschideți-vă gurile și Domnul vă poate boteza cu Duhul Său cel Sfânt. Cerem ca Domnul să ne ajute să fim în zile de post. Peste toată săptămâna, ca să cerem îndurarea Domnului, să cerem revărsarea Domnului Sfânt peste noi, peste familia noastră, peste copiii noștri, peste întreaga adunare. Siliți-vă și la lucrul acesta. Punem deoparte lucrarea aceasta pentru Domnul, pentru numele Lui. Domnul să fie lăudat. Mulțumim pentru toți cei ce ați fost și în seara aceasta și veți fi și mâine seara și fiecare seară în săptămâna aceasta. Mulțumim și de părtășia frumoasă și binecuvântată pe care am avut-o și cu Abiam și cu Eveline. Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să întărească, să întărească în mod deosebit pe Abiam în această nouă postură care, prin care trece și traversează și ne bucurăm și noi împreună cu el de această mână pe care o are. El se bucură și a primit-o, spune, am primit o mână, a primit o mână, o altă mână. Domnul să-i binecuvinteze și să-l întărească, să-l sprijinească. La fel, ne bucurăm de părtășia care am avut-o cu Florin și cu Ani. Domnul să-i binecuvinteze. Și mâine seară pot să vină și ei să fie un plus de apă. Și apoi am văzut că mâine noapte, sau așa ceva, spre dimineață, marți dimineață, ei se vor reîntoarce în Canada. Domnul să-i binecuvinteze și la plecare și Domnul să fie cu ei și în călătorie și să ajungă cu bine acolo, să transmită salutări la frați, la toți care ne cunosc în biserică și cât se poate și la sora Marioana să-i transmită gândurile noastre bune din adunare și Florina a venit totul adunat și și-a pus acolo pe sticuri grămadă de informații și vrea să le ducă la oameni de bine, acolo să ne prezinte ce am făcut noi bine și bun. Celelalte rele să ne le lase nouă, că nu e cazul să umple lumea cu ele. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și familia noastră și biserica din care sunteți. La fel și cu Tobia, am avut împărtășie, Domnul să-l binecuvinteze. El a fost mai mult ducă uși pe aici, prin Bihor și prin țară. Fie ca harul Domnului și binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână cu noi toți. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.